Deși au trecut 12 ani de când au început lucrările pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din țară, este tot un șantier, iar statul și constructorul se ceartă în instanță. Fără garduri de protecție și plină de gropi, șoseaua dintre nori, cum mai este numită, este foarte periculoasă pentru vizitatori. Premierul și ministrul transporturilor au dat astăzi asigurări că toate problemele vor fi rezolvate. Povestea încălcită a Transalpinei începe în 1935, atunci când cea mai înaltă șosea a țării era inaugurată de regele Carol al II-lea. În 2008 au început asfaltarea și modernizarea drumului care leagă Transilvania de Oltenia, dar muncitorii s-au oprit când mai aveau de executat 15%. Lucrările lipsă sunt adevărate capcane. Dar e mare acolo, mai în jos. Nu vă riscați să băgați mașina. Nu? Mii de turiști ajung în fiecare săptămână pe Transalpina. Peisajele sunt superbe, dar este o adevărată aventură să oprească mașina. Parcări, locuri de parcări nu sunt amenajate, ar trebui cât mai multe, fiind zona foarte frumoasă. Pe marginea drumului, în locul gardului de protecție, sunt pietre. Mai e un pic de lucru. Mai este, dar merită vizitat. E altfel decât toate drumurile țării. Lucrările începute în 2008 au fost oprite 6 ani mai târziu, după ce firma care le executa a intrat în insolvență. Au urmat procese care nu s-au încheiat nici acum. Pentru finalizarea drumului ar mai fi nevoie de 12 milioane de euro. Ajunși la fața locului, guvernanții au promis că situația se va schimba. Este un drum în care trebuie să-l aducem la parametrii tehnici la care este normal să fie. Sigur, mai sunt încurcături juridice, sper să le clarificăm cât mai curând. Erați ministrul al transporturilor când au început lucrările. Da, da. Și după atâta timp, cum vi se pare că nu e gata nici acum? Vom rezolva toate problemele. Noi vom continua investițiile în punerea în siguranță a acestui drum. Mai sunt, practic, sub 15% lucrări de executat. Cam 30% mai este, nu cam 15%. Merită totuși investit mai mult în traseul ăsta. Când va fi gata, cea mai înaltă șosea din țară poate schimba radical viața comunității. Dacă ar fi gata, ne-ar aduce dublu turiști sau un număr mult mai mare. Sunt turiști care uneori trec mai cu teamă așa, nu sunt obișnuiți ca noi și vin din altă parte și zice, știți că am venit cu frică acolo unde nu erau parapeți. Transalpina are aproape 150 de kilometri și traversează 4 județe, Gorj, Vâlcea, Alba și Sibiu. În punctul cel mai înalt de pe traseu, șoseaua ajunge la 2145 de metri, în pasul Urdele, în apropiere de stațiunea gorjeană Rânca. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.